Până la data de 15 noiembrie, severinenii trebuie să depună dosarele pentru ajutorul de încălzire. În acest an, plafonul pentru beneficiar s-a mărit. De asemenea, legea consumatorului vulnerabil sprijină în acest sezon rece persoanele care întâmpină dificultăți financiare. Până la această dată, 73 de persoane au depus cererea pentru ajutorul de încălzire, un număr mic având în vedere că plafonul s-a mărit. Ajutorul de încălzire se acordă pe toată perioada sezonului rece. Pot să depună la asistența socială dosarul privind solicitarea pentru încălzire cu lemne, gaz și energie termică. Pentru locuitorii de la bloc se depune prin asociațiile de proprietari această solicitare pentru încălzirea cu agent termic. Dosarele se primesc până pe data de 15 noiembrie pentru a beneficia pentru sezonul rece de această subvenție. Condițiile sunt cele cunoscute de majoritatea cetățenilor care au beneficiat de aceste subvenții în anii precedenți. Sunt prevăzute excluderi ca și până acum. Vorbim de venituri, vorbim de depozite bancare sau mașini mai noi de 10 ani. De asemenea, severinenii pot beneficia și de prevederile legii consumatorului vulnerabil. La dosar se atașează factura la energie electrică sau la gaze. În cazul în care locuința este încălzită strict cu energie electrică, se vor deconta 70 de lei pe lună. Subvențiile se acordă familiilor și persoanelor singure, ale căror venituri sunt până în 1386 de lei pe persoană în cazul familiilor și 2053 de lei în cazul persoanelor singure. Și se acordă un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei electrice, în quantum de 30 de lei pe lună pentru consumul de energie electrică și 10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale. Acest supliment de energie se acordă lunar pe tot parcursul anului și se plătește furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat. Suplimentul de energie de care vorbim și care se acordă pe tot parcursul anului poate fi solicitat împreună cu ajutorul de încălzire sau separat. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 de lei pe lună. Dosarul pentru ajutorul de încălzire trebuie depus până la 15 noiembrie. În cazul în care se va depăși această dată, subvenția se va acorda începând cu luna decembrie.